Salutare, prieteni! Suntem în pădure de foioase și conifere și am găsit o mulțime de gălbiori, Chanterellus, care sunt minunați. Cei de brad sunt și mai gustoși și mai fermi. Opa! Sunt o grămadă. Este greu să-i confundați pentru că sunt un pic galbeni. Și aceste striații se duc pe codiță. Aceste lamele se duc pe codiță, sunt un pic galbeni, destul de fermi. E bine să vă documentați înainte, dar în principiu sunt greu de confundat și foarte ușor de recunoscut. Aceasta este o amanită, dacă nu mă înșel, nu. Este un agaricus. Un șampinion. Uitați că sunt aici. Unii sunt un pic deshidratați, dar sunt foarte buni. Merg băgați și murați. Făcută și tocăniță. Sunt minunați. Și e plină pădurea de ei în perioada asta. O să ne uităm și în cărticică să facem o prezentare mai amănunțită. Dacă găsim destui, băgăm și murați. Toate cele bune, prieteni, și culegeți doar ciupercile pe care le cunoașteți. Este plin de gălbiori, gălbiori de brad. E păcat să-i lăsăm aici. Dar nu să-i luăm pe toți pentru că sunt prea mulți. Nu avem ce să facem până la urmă. Mi-a căzut și spray-ul de urs, să nu plecați niciodată la drum fără el, pentru că în România urșii sunt peste tot și mai bine să aveți protecție decât să vă întâlniți cu ursul și să nu aveți nicio metodă de apărare. Acesta este un hribuleț. Minunat și acesta. Și destul de mulți Chanterelles. Trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girato, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo.